Bine ne-am regăsit, dragi gorjeni, la obișnuita noastră întâlnire de după amiază, întâlnire în care vom aborda un subiect generos, spunem noi, început de campanie și început de an școlar, de campanie electorală. Iată, anul școlar se apropie cu pași repeze, dar suntem curioși ce schimbări va aduce vis-a-vis de anul trecut. Ce am observat cu uimire că multe dintre universități au făcut un pas, nu putem spune dacă spre bine sau spre rău, de a accepta candidații care să se înscrie pe locuri, evident prin concurs de dosare, fără să fi trecut proba maturității a bacalaureatului. Și li se dă răgazul ca într-un an de zile, până la finele studiilor pe anul întâi, să își regleze și problemele cu bacalaureatul. Vom vedea dacă acel bacalaureat electoral de februarie va rămâne bătut în cuie. Totul este sub imperiul deciziilor politice. Am văzut că din această categorie, din tolba aceasta generoasă a promisiunilor electorale, au apărut acele amnistii fiscale pentru categoriile cunoscute, bugetari, cadre didactice, mame și pensionari care au primit mai mulți bani decât trebuia din vina unui funcționar de la pensii. Vom vedea ce se va întâmpla cu electorata, ce a promisă și ea și, de ce nu, ce bombe se vor mai arunca propagandistice, evident, pe piața preelectorală și electorală pentru prezidențiale. Vom vedea dacă vor fi devoalați și acei candidați care au grade, după cum spunea președintele Băsescu, în serviciile secrete, servicii de informații. Și de ce nu, cum va începe anul universitar, nu doar cel școlar, despre toate acestea vom discuta cu invitații noștri din această după-amiază, domnul profesor universitar dr. Lazar Popescu. Vă mulțumim cu respect că ați venit în studio. Bună seara și eu vă și mulțumesc. Și în ultimul rând, domnul Constantin Retezeanu, fost sindicalist și actual jurist. Vă mulțumim și dumneavoastră cu respect. Mulțumesc și eu, bine v-am găsit. Să mergem în direcția în care ne-am propus. Și l-aș întreba pe domnul profesor Lazar Popescu care ar fi noutățile care le aduce acest an școlar din perspectiva unui cadru didactic universitar care a avut și experiența de preuniversitar și care face meseria aceasta de zeci de ani. Vă rog, domnule profesor. Eu aș începe printr-o precizare referitor la ce spuneați mai înainte cu acceptarea dosarului pentru înscriere fără bacalaureat. Din ce știu eu, e vorba de niște colegii, nu facultăți, care acceptă, colegii în cadrul unor universități care acceptă și candidați fără bacalaureat. În regim de colegiu, eu așa am văzut. Da, în regim de colegiu, așa știu și eu. Dar după primul an poți să-și continui studiile în regim universitar. Ce părere aveți ca și cadru universitar, domnule profesor Lazar Popescu? E normal să se ajungă într-un mediu universitar fără să fi promovat examenul acesta al maturității? După părerea mea, nu e normal deloc, însă, din păcate, noi suntem în anormalitate de mai mulți ani de zile. Din momentul în care s-au acceptat locurile cu taxe în universitățile de stat. Noi, la ora actuală, am mai spus-o de altfel, nu mai avem nicio universitate de stat, avem numai universități semi-private zise de stat și universități private. Aceste universități zise de stat, care în fapt sunt semi-private, fac o concurență neloială universităților private. În felul acesta, și cele semi-private zise de stat și cele private au ajuns să lase ștacheta foarte jos. Cele private au fost puse în situația de a accepta din cauza acestei concurențe neloiale, iar universitățile zise de stat, respectiv semi-private, din dorința de a avea cât mai multe fonduri în plan financiar. Prin urmare, nu există absolut nicio noutate la început de an
școlar și universitar. Domnule există profesor, numai inerție. Credeți că această măsură, chiar și spre domeniul colegiilor universitare, va atrage mai mulți viitori studenți către aulele universitare? Această măsură, adică se vor îmbulzi, iată, și fără bacalaureat, domnule, să facem și noi un colegiu universitar, să facem evident, să gândim că vom face o facultate, că vom promova bacalaureatul? Sau, după cum s-a prefigurat cel puțin în ultimii ani și în vara aceasta și toamna, de ce nu, înscrierile au fost din ce în ce mai reduse. Foarte puțini absolvenții de liceu cu sau fără bacalaureat s-au gândit să mai urmeze o facultate. Sau un colegiu, evident. Numărul este redus față de alți ani și aici sunt doi factori care dau această situație, care contribuie la apariția acestei situații. În primul rând, unul care este pur obiectiv, a zice, populația școlară scade pe an ce trece. O parte dintre tineri sau chiar copii au plecat cu părinții dincolo, părinții fiind plecați la lucru dincolo, sunt vreo 3 milioane plecați la lucru în Uniunea Europeană. Oficial. Să zicem, oficial 3 milioane, nu știu. Deci spuneți, domnule Retezeanu, că sunt mai mulți decât oficial cei sunt 3 milioane, ei sunt în realitate mai mulți plecați. Posibil să fie nu, mai mulți. Țara la ora actuală nu are un control exact al celor plecați în străinătate. De ce credeți asta? Asta este o realitate. Din ce cauză? Nici n-au interes. Ei n-au interes nici la șomaj să-și înregistreze, să modifice legea șomajului și să o aducă la realitate, să spună, în momentul când omul când a ieșit inspectul șomajului, reînregistrează-l pe piața muncii obligatoriu. Este ceva facultativ, dacă ăla vrea să știe, mulți nu știu că trebuie să mai reînscrie pe piața muncii, printr-o cerere. Deci acei oameni nu se regăsesc. Ei spun că 7%, 7,8% acum ar fi șomajul. Cel din scripte reale, cu toate chestiunile astea. Dar el real, raportat la populația activă neocupată, care nu e în câmpul muncii, mai pe românești. La populația activă a României, care este toate chestiunile astea, șomajul se apropie de 18 ceva. Este foarte grav. Păi bineînțeles că este, pentru că nu-i ia pe aia care au ieșit din spectrul șomajului, nu se regăsește niciunul, nici la vin, nici la morți. Și de ce nu-i introduce Ministerul Muncii pentru în că legea, statistici oficiale? Legea nu prevede. Cât am lucrat la sindicate, în permanență am solicitat acest lucru să se modifice, acesta, dar nu s-a dorit. Și oamenii ăia care este politicianește, nu situație, ai cui sunt până la politicul nu a dorit ca să se facă de-a. Să vadă cum împiept, că vezi, Doamne, trăim bine. În țara asta. Deci este o stratagemă ca să nu se vadă masa reală de oameni care nu sunt ocupați pe piața muncii. Domnul profesor, nu e nimic dintr-o întâmplare. Totul este cântărit și la centima. Nu este nimic, totul e calculat. Pare că nu este calculat. Totul este calculat. Deci este premeditat? Totul este premeditat. Bine spus. Totul este premeditat. Nu numai aici, în toate sectoarele de activitate unde există bulevășoară, nu se dorește ca să se îndrepte și pentru că legislația este special dată cu lacune ca nimeni să nu mai priceapă nimic. Asta este. Adică să nu poată să reacționeze omul care n-are, nu-și găsește un loc de muncă, nu-și poate căuta drepturile. Dacă omul ar ști precis atribuțiunile mele de director, păi m-ar lua de freză și m-ar duce în locul unde merit să stau cu toată treaba asta, pentru că așa e în democrație. Nu că se mai ia de freză, să-i impropriu spus. Dar adică m-ar pune la colțul nesă. Să fii tras la răspundere ca tras și la răspundere. X-i aflat o funcție anume. Nu se poate dacă mergem așa în continuare. Cum zise și domnul profesor, tot la fel, cu ieșitul afară, cu copiii. Păi nu vă supărați. Când s-au dat legi sănătoase pentru protecția copilului, le-au tăiat. Le-au ținut cât au ținut. În perioada aia s-au născut foarte mulți copii. Dovada este că pot fi luați din statistică. Să știe pe cât a luat. Cum au tăiat la femei drepturile respective? Pentru alocație de copii, pentru sprijin, pentru tot ce era, până la 7 milioane. Suplimentare, era, alocație suplimentare. Da, era o lege foarte bună făcută după nordici. Pe Suedia în special, că acolo noi ne cam pliem bine România pe linia protecției sociale. Și modelul suedez se poate plia la noi foarte bine în economia românească. Ei, au luat, au făcut o lege bună și când au văzut că merge, au tăiat-o. Deci ei nu au interes
ca țara asta să se adune odată pe un făgaș normal și să începem să intrăm în normalitate. Și pe linie de învățământ, toată ziua schimbăm cu toate chestiile. Ce facem acum, domnule? Păi dacă el n-a fost în stare să-și ia în vară și în toamnă bacaloriatul, se duce la facultate, apoi acolo intră la examene. De care învață? Învață să-și ia bacaloriatul sau învață să treacă pe examenele? Ce părere aveți? Ce vor face acești studenți sau cursanți la colegii care n-au bacaloriatul, merg acolo la an de zile? Se vor duce din vanitate în orgoliu, unii acolo. Și ce este, bă, și am constatat de foarte multe, omul că cât știe mai puțin, cu atât are important, își dă seama el în mintea lui că este cel mai important. Dar când deci se supraevaluează. Da, se supraevaluează. Când ajunge acolo, își dă seama automat că el nu știe nimic sau aproape nimic. Am dărâmat profesional, școlile profesionale, nici nu le-am mediatizat ca lumea, n-au avut interes pentru că se pierde din coace, de la facultățile particulare. Și știți bine că dumneavoastră bă, lucrați și nu mai e cazul să mai intrăm în chestiunea asta, pentru că e arhicunoscută treaba, nu de acum, de mult. Domnul profesor, v-aș întreba un lucru și pe dumneavoastră și pe domnul jurist Rătezeanu, v-aș întreba pe amândoi acești studenți la colegii vor achita o taxă și părinților le va conveni noi să plătească un an de zile. Și apoi, dacă nu ia bacul, ce se va întâmpla cu ăștia? Rămân afară, au plătit un an de zile, continuă, ce regim vor avea, domnule profesor? După dumneavoastră, o părere. Și apoi, domnul președinte. Rămăsesem dator cu a doua jumătate a răspunsului. Vă rog. Și al doilea factor care contribuie la scăderea din ce în ce mai mare a numărului de studenți este lipsa de motivație. Eu nu cred că vor veni prea mult nici la aceste colegii. Pentru că, la un moment dat, se va ivi întrebarea pe care inevitabil și o vor pune. Pentru ce? La ce să mă duc? Să pierd timpul, să mai cheltuiesc niște bani? Când termin, dacă termin și când termin, ce fac? Unde merg? Deci, iată, ar trebui făcute niște studii serioase. Studiile de impact. Așa, studii de impact, să vedem ce oferă piața, de ce este nevoie pe piață, de ce meserii, așa ca să orientăm la modul realist, domnule, în funcție de nevoi. Da, sunt două lucruri. Deci v-am dat ce fac copiii ăștia? Ei merg un an de zile, achită niște taxe acolo și ce fac la sfârșit oameni dacă nu ia bacalaureatul? Eu am să vă spun acum, ce, nu știu dacă v-a spus cineva vreodată, dar am să vă spun un lucru constatat de mine. Da. Ei ce fac la universitățile particulare? Constată și zice, da, câți sunteți? 10.000? Da, vă primim pe toți, 10.000. Fără bac? Fără bac, fără, nu contează. Cu bac, fără bac, nu contează. Și stabilește o taxă, să zicem, 200 de euro pe an, în anul întâi, da? Și ăștia, condiția este să te înscrii, să dai 200. Ai dat 200 și ai tăiat chitanță, ți-a luat dosarul și te-a înscris. Ei își au niște bani, pe ei nu interesează învățământul, nici pe cei care dirigiesc aceste învățăminte particulare. Să deci știți. E ceva formalistic, da, așa? Și să vedeți un singur lucru, că după aceea, din anul întâi, în anul 2 mai măresc puțin, în anul 3 mai măresc puțin, în 4 și mai mult și în 5 cât încape. Pentru că în anul 5 nu se mai poate lipsi de... Eu aș face... Se poate dubla, domnul Zor? Aș vrea să fac o precizare. Și vă spun din experiență, eu am acasă om care sunt împățit cu el. Deci eu vă spun din experiență. Dar spuneți-mi ce facem cu copiii ăștia. Deci taxa, taxa din anul 1, în ultimul an, în anul 4, s-a triplat. Se triplează? Da. Și le-a luat și taxă pentru... Pentru la pregătire pentru licență. Deci, domnule, adică mie mi se par niște lucruri necontrolabile în România și trebuie făcute niște lucruri, că nu se poate. Vă rog, domnul profesor. Trebuie făcut o precizare aici. Deci acești elevi care nu și-au luat bacalaureatul sunt primiți nu numai la facultăți, la universitățile particulare, și la cele de stat. Da. Zise și acolo și acolo. E liber. Și acolo și acolo. Dar eu vă întreb pe amândoi că nu mi-ați răspuns încă o dată. Așa. Deci, X este student fără bacalaureat. El plătește taxa, dă niște examene sau face niște cursuri un an de zile și dacă la sfârșitul anului în toamnă el n-a luat bacul, ce drum ia omul ăsta? Adică pierde și banii ei, pierde și anul de facultate, a pierdut și bacul, domnul unde se mai duce? Covaci, eu cred că întrebarea nu nouă trebuie să ne o puneți. Doamne Ecaterina Andronescu, pentru că ideea prima și prima oară, eu am auzit-o emisă de domnia sa. În 2011-2012. Deci, la modul cel mai sincer, n-aș ști să vă răspund la orator. Nici n-am reflectat asupra acestei probleme, n-am avut când. Dar ce credeți, ce se va întâmpla cu copiii ăștia, pentru că sunteți universitari? Nu știu ce se va întâmpla cu ei,
Nu știu dacă s-a procedat bine, nu știu dacă trebuiau să apară aceste colegii sau cum s-or fi numit ele în cadrul universităților, pentru că este un blam la adresa universității. Universitas în limba latină înseamnă universal. Da. Ori iată ei, săraci cât de universal sunt, când au nici... Și ce crezi că face X student la colegiu? Vara n-a luat bacul, a peritat, s-a dat examenele de a luat, nu le-a luat, astea examenele de sesiune. Și ce face în toamnă, dacă n-a luat bacul? În toamnă, stați puțin. El merge mai departe. Dacă și ai examenele în anul 1, dă și în anul 2 bacul, dă și... Iar în anul... Deci el dă. El dă. Și el va da și în anul 4, când va termina facultatea, și dacă nu-l va lua, nu-i va da diploma. Că nu poți, nu deci, poți să-i dai diploma de facultate de absolvirea facultății, neavând bacalaureat. Sau colegiului, mă rog. Sau colegiul respectiv, da. La ce se duce. Dar iar ne întoarcem ca pomenit pe doamna Andronescu. De ce o fi desfințat dânsa școlile profesionale? Acum le-a băgat așa tăris grăpiș când a văzut că noi nu mai avem meseriași, domnule, nu știe unde să pună becă. Nu mai găsește om care să-ți monteze un întrerupător. Nu mai găsește să-ți monteze un radiator de încălzire. Să-ți facă o instalație, să-ți gândească ceva, să dea să și electroputează, dea să facă... Sunt căutate meserile astea, cel puțin dacă răsfoiești mica publicitate, vezi, caut cutare, caut faianțar, caut gresier, caut ce... Păi stați puțin, stați puțin. Dar caută degeaba. Păi ei sunt făcuți, dar știți cum au fost făcuți meseriași în țara asta? Numai un moment, luăm o scurtă pauză de publicitate și apoi continuăm, pentru că să nu pierdem nimic în subiectul interesant. Nu pierdem, că aici e treaba. Pauză, publicitate, rog regia. Într-un paradis natural, popasul Jaleșul te așteaptă în atmosfera de bazmă a satului gorjenesc. În Arcan, pe malul Jaleșului, popasul nostru este locul ideal pentru relaxare și distracție, unde să vii cu familia și prietenii. La noi găsești mâncarea tradițională românească. Gustul și aromele învietoare sunt completate de un ambient rustic. La Popasul Jaleșul găsești cazare cu numai 50 de lei pe cameră. Pentru că vrem să-ți oferim un sejur de neuitat, piscina și terenul de fotbal completează cadrul perfect pentru petrecerea timpului tău liber. Dumbrava Catering. Noi preparăm, noi îți livrăm la domiciliu. Noi servim, noi debarasăm. Dumbrava Catering. Dumbrava Catering. Noi îți livrăm la domiciliu. Noi servim. Noi debarasăm. Dumbrava Catering. 0745 345234. Spune doar ce-ți dorești și noi ne ocupăm de tot. Nu mai alerga de la un magazin la altul. Găsești cele mai ieftine rechizite și produse de birotică, papetărie, tipografie și materiale promoționale într-un singur loc. Magazinul Zeus, în Târgu Jiu, strada Popa Șapcă, numărul 1, telefon 0253-212-137. Zeus, cel mai bun furnizor de papetărie, birotică și tipizate. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești, la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale.
strada Republicii, bloc 11, parter, lângă comisariat. Telefon 0253-215-476. La Băcănia, la Boieru, regăsiți aroma vacanței de vară, petrecute la bunica la țară, în siropurile și dulcețurile tradiționale. Vă puteți potoli foamea cu brânză de capră preparată după metoda pur tradițională sau cu zacuscă de vinete cu ciuperci sălbatice. De la uleiurile presate la rece, fie că sunt de măsline, de floarea soarelui sau de rapiță, până la condimentele pur românești sau din bucătăriile lumii și până la sosurile sofisticate sau fructe uscate, toate te întâmpină într-o atmosferă familiară și vor încerca să te facă să redescoperi plăcerea de a cumpăra. Seceda Corexcom SRL este firma de care ai nevoie în construcții. Seceda Corexcom SRL produce și vinde cribluri, balast, nisip, bolovan de râu. Și este unica firmă din Gorj care comercializează nisip 02. Închiriază utilaje precum buldo-excavatoare cu picon, încărcător frontal, excavatoare, buldozere, trailere. Seceda Corexcom SRL deține sistem electronic de cântărire pentru ca toți clienții și cei mai exigenți să plece mulțumiți de afacerea întreprinsă. Pentru relații, sunați la numărul de telefon 0253-224-122 sau 0724-163780 sau la adresa de e-mail dacorex_lmm@yahoo.com. Seceda Corex te așteaptă pe strada Viitorului numărul 2 din Târgu Jiu. Vino la noi și nu vei regreta. Sece Raico SRL, dealer autorizat Husqvarna, îți oferă soluții pentru munca de grădină. Aici găsești produse performante și durabile. Motofierăstraie, mașini de tuns iarba, motopompe. O gamă variată de unelte, echipamente de protecție și accesorii. Le găsești la sediul nostru din Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112. SC Dalmin Auto. Executăm lucrări de vulcanizare, spălătorie pentru orice tip de mașini și utilaje. SC Dalmin Auto. Depanări la domiciliul clientului. Telefon 0744-629-973. Ne găsiți la intrarea în Bălești. SC Dalmin Auto. SC Autosion Serv execută în mod profesionist lucrări de înlocuire parbrize, lunete și geamuri laterale. Reparații fisuri produse de lovituri de pietre. SC Autosion Serv aduce la comandă orice tip de parbriz, geam lateral sau lunetă. Executăm poliș profesional de faruri și stopuri. SC Autosion Serv, vulcanizare pentru camioane și autoturisme. Siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția. TDS SRL vinde, asigură instalare și servici pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piesele schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. Evoluția înseamnă dezvoltare și civilizație. Acum, civilizația în comerțul cu materiale de construcții poartă în Gorj un singur nume, Depozitele Max. O nouă atitudine, o nouă prezentare pentru toți gorjenii. Când vii la Max cu lista materialelor, acum e mult mai plăcut și mai ușor să le găsești pe toate. Și nu glumim, la Max găsești absolut totul pentru casa ta. Și pentru că respectăm clienții, toate mărfurile sunt expuse pe categorii, iar echipa noastră de consultanți te ajută cu orice fel de informație despre produsele și serviciile noastre de livrare și transport. Despre prețuri vă spunem doar atât.
sunt printre cele mai mici de pe piață. Max, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu numărul 214 sau pe strada Narciselor numărul 35. Max, pentru casa ta. Am revenit, dragii gorjeni, la televiziunea dumneavoastră preferată, la Tele 3, cu doi invitați de marcă care cunosc lumea asta social-politică și a învățământului cu prisosință și încerc să le smulg un răspuns. Și încerc cu domnul președinte Grădezeanu. Doi, ce fac oamenii ăștia, că v-am mai spus? Ei n-au luat bacul, vin aici la colegiul universitar, fac un an, plătesc o taxă, dau niște examene, le iau, nu le iau, și la sfârșitul anului, dacă el n-a luat bacul, unde se duce? Pe ce direcție o apucă omul ăsta? Nu, profesor, e simplu. El poate să dea, să-și dea probabil bacalaureatul până la terminarea facultății. Și atunci, nu pentru că dacă nu și-l dă până la terminarea facultății și își ia diploma, de licența și și-a luat diploma, nu-i va putea fi eliberată niciodată fără diploma de bacalaureat. A făcut degeaba. Dar foarte mulți, dacă n-au fost în stare să se țină acolo, la liceu, de problemă, cu tot ceea ce a avut acolo, el poate să învețe în paralel pentru bacalaureat și să învețe și pentru examenele la facultate? Foarte mulți se vor pierde, dar toată chestiunea este exact, și o mai repet încă o dată, este taxa. Fixează o taxă 150-200 de euro la înscriere în anul întâi pentru toți. Se înscriu 7.000, bagă, le ia taxa, că întâi plătesc taxa și după aceea fac contractul pentru anul întâi de facultate, găsesc e soluția și metoda pentru toate chestiunile astea, și le-a luat banii. Ei, după primul semestru, când au văzut că nu ia niciun examen și că se simt depășiți în domeniul, în mediul universitar, este altă lucru, nu mai discutăm noi, că n-ar rompe, pierdem vremea în emisiune, și vor abandona. Și pierd și banii. Pierd banii, bineînțeles că pierd banii. Se vor duce alții în anul viitor, iar la fel vor face, dar marea dramă este că nu vom avea meseriași, s-a pierdut breasla de meseriași din România, deja majoritatea sunt ieșiți la pensie, cei care mai sunt au plecat în străinătate, s-au dus cu familii, cu toți copiii, și noi nu am mai pregătit în perioada asta meseriași decât oamenii cu diploma, oamenii autorizați care aveau diplomele în geantă. Și zice, da, ești instalator? Ce faci? La asta te costă 5 milioane. Dai 5 milioane, îi dea chitanță, îi scria diploma și îi dea diploma așa, de vreme de instalator. Vrei să fii moașă comunală? Fără practic, fără nimic. Dar nu aveau ei treabă de chestiunile astea, verificate și paraverificate. Și președinte Băsescu spunea că avem nevoie de meseriași, dar nu mai prea sunt domne, meseriași. Dom'le, dar dânsul și-a zis de 3 ani de zis a mai zis o treabă memorabilă, țara ne vrea proști. Deci asta este edificatoare. S-a supărat foarte multe lume. De-aia că am ajuns acolo. Nu o să avem mâine poi mâine, dumneavoastră în calitate de profesor, că nu se vă pricepți la electricitate, să vină să vă pună un comutator, să stinge, să aprindeți lumina. Sau să vă schimbe acolo o instalație de lumină, din asta sofisticată, după noile standarde europene. Deci asta este, aici am ajuns. Trist, dar adevărat. Dar de ce spre școala asta profesională, iată, nu se prea îndreaptă copilașii? Păi n-au interes. Absolvă 8 clase și li se pune la dispoziție profesională care nu prea ocupă nimeni, se duc toți spre liceu, așa. Am auzit pe Radio Național astăzi, în Bacău, o directoare de școală, de profesională, care a spus nu știu ce să facă și avea cu unități industriale unde să facă practica. Deci tot ce este necesar pentru desfășurarea acestei activități. Și s-au înscris doi copii. De ce nu mai vor copiii să facă o meserie? De ce? Și părinții greșesc. Zice, am muncit eu greu, să nu mai muncești și tu. Și el se duce și face școala aia. Băi, am ieșit, sunt inginer, sunt cotare. Și mi-a spus mama că dacă am școală, nu trebuie să mai muncesc. Deci. Deci se fac școli așa doar de dragul de a le face, fără să mai te gândești la o perspectivă de a practica o meserie. Unii au făcut o boală de a avea câte 4-5 diplome. Și dacă le întreb ce știe, noi am avut în satul nostru acolo un meseriaș pe vremuri, care zicea, am 7 meserii. El avea 7 carnete de calificare pe 7 meserii. Și a zis, măi Ioane, pe care o știi? Și zice, păi știi ce se întâmplă, am făcut și de aia și de aia. Măi, una trebuie să o știi, să o faci ca lumea. N-a știut să-mi spună.
Da. El se uita la ele toate șaptea, mâine o fac pe asta, apoi mâine știu, sau luna cealaltă o fac pe cealaltă, sau nu știu ce. Da. Deci cam și aici s-a ajuns acum, cu 7 pe serii. Da. Și el nu face niciuna, pentru că nu le știe. Dar cine ne mai învață, domnilor, meseriile astea, că se duc și mai ăștia instructori spre pensionare și cine vine din urmă? Corect. Eu mă gândeam acum, ascultându-vă pe dumneavoastră vorbind, sigur că aceste probleme sunt niște probleme strict sociologice și mă gândeam la prima teorie sociologică românească, efectiv, cea lui Titu Maiorescu cu teoria formelor fără fond. Exact. Iată cum de ani de zile... Să explicați ca să înțeleagă și despre teorie, mai pe românești. Așa. Da, e o vorbă românească, punem carul înaintea boilor. Cam asta e teoria formelor fără fond, e explicat așa, rudimentar, pe românește. Pentru că da, Titu Maiorescu spunea la un moment dat că înainte de a avea un public iubitor de literatură, ne-am apucat să fondăm reviste literare. Înainte de a avea un public iubitor de teatru, ne-am apucat să facem teatre. Înainte de a avea bacalaureatul, ne apucăm să facem colegii universitare. Vedeți? Ca o mânușă se potrivește. Exact, exact. Da. Deci nu s-a schimbat nimic, domnule profesor, de pe vremea aia? Absolut nimic. Nu prea. E, vorba. În vorbirea curentă au invadat neologismele astea pe IT-ul, pe tot felul de chestiuni de astea, englezisme, implementări cu tot felul de minuni. Dar spuneți-mi, domnule președinte, vedeți acum foarte mulți cursanți de colegii universitari care se vor pierde după primul an sau după primii ani? Dumnezeu, își va pune întrebarea. Fac un colegiu de institutori. Haideți să luăm așa o nu chestie. Mai sunt. Sau nu, dar am zis, să zicem, da, să zicem. Faceți asta. Și la un moment dat ce o să zică? Dumnezeu, ești educatori. Da, educatori. La grădiniță, la asta. Câte sunt? Păi posturile sunt ocupate. Unde se duce asta? Îl faceți dragul de a-l face. Este un studiu impact cu toate astea. Haideți să fim serioși. Concursul e joi, posturile ocupate maxim. Da, da. Deci pe ei nu interesează, n-au făcut niciun studiu de impact. Nu numai aici, în toate sectoarele și toate domeniile de activitate și nimeni nu știe precis acum, la ora actuală, sau dacă sunt câțiva, tac, care știu, dar tac. Dar și da. Că riscă să nu mai aibă servicii mâine, dacă se apucă să vă spună pe românești. Comisia de acreditare universitară, ce păzesc? Da. Ce păzesc? Eu vreau de acreditare și evaluare universitară, da. Nu își spun și el ca un cuvânt orientativ, nu neapărat să... impună niște reguli. Comisiile astea aparțin tot Ministerului de Resort, iar Ministerul de Resort face politica unui anumit partid, a unei anumite formațiuni politice, în nu funcție de... Nu se face politica învățământului, domnul Roză. Politica... Nu știu ce, definiți-o noastră, că știți ce se întâmplă? Eu am asistat la o chestie care, să fim serioși, era de-a dreptul rizibilă. Niște inspectori școlari, mai de mult, cu câțiva ani mai înainte, toți spuneau că fac politica învățământului. Făceau nici o politică a învățământului, făceau politica partidului care i-a pus acolo în învățământ, eventual. O politică proastă, că au închis școli și spitale, știm foarte bine. Dar mă gândeam la altceva mai înainte. Mă gândeam și la faptul că a venit la un moment dat vorba de colegiile de institutori, care nu mai sunt, s-au desfințat de mult. Din păcate, și subliniez asta, s-au desfințat și liceele pedagogice, care erau licee performante. Din păcate. Nu știu câte nevoie mai avem de învățători acum, probabil că mai avem. Nu s-a elaborat un studiu, cel puțin eu nu știu chestiunea asta, dar au fost așa desfințate în timpul ministeriatului domnului Hârdău, care a spus ulterior cu maximă semnătate, ce domnule, nu m-am uitat ce a însemnat. A semnat ca notarul, sau cum vine vorba. Dar nu ca notarul, că notarul are răspundere. Copilașii de școală primară și clasa 0, cine îi va învăța când vor ieși la pensie? Actualii învățătorii care sunt la generație? Se va pune cândva la modul foarte serios problema reînființării liceelor pedagogice, eventual și a colegiilor. Trebuie reînființate și pus învățământul, pus specialiști acolo, meseriași pe românește, mai bine zis. Păi după 25 de ani avem meseriași, domnule președinte? Pus meseriași în frunte la învățământ să-l pună odată pe un făgaș normal învățământul în țara românească, pentru că totul e bulversat. Știți că noi am avut un ministru care a primit o poreclă, zic așa, și o merita cu prisosință că iată unde reversul medalii și unde am ajuns. Am ajuns într-un hău și de aici toți o să zicem, băi, ce-i de făcut și ce facem, cum facem să scoatem la liman această treabă. Pentru că demotivarea copilului
este cel mai grav lucru, pentru că atunci el nu are nici trage de nimeni, nici respect, nici respect pentru țară, nici patriot, nici nimic. Deci el se simte în țara lui un nimeni. Un străin. Exact. Un nimeni. El ajunge și să simte un nimeni. Va merge tot un nimeni. Tot va un fi, nimeni pentru va că fi. Până la adaptare, până la niște probleme, și în permanență va fi străin, nu va fi de-al nației. Și vedeam o statistică, da. Din păcate sunt câteva sute de români în pușcările din străinătate. Asta pleacă de la educație, că de aia zicea Ministerul Educației și Învățământului. Ăla era un concept foarte bun. Ministerul Educației și Învățământului. Educație pentru trebuie să se revină la acest slogan, la această titulatură a Ministerului. Ministerul Educației și Învățământului. De ce fugim de educație? Au scos învățământului. Uitați-vă după câți ani... Nu vor să se mai învețe da, nimic. Uitați-vă după câți ani, noi învățăm, învățăm istoria adevărată. Începem să învățăm istoria adevărată. Și se miră foarte mult și întreabă, băi, dar noi nu știu, ne-a spus nimic la școală. Era istoria comunistă care era falsificată. Nouă ne-a făcut să istoria roller, românul roller. Învățam istoria României de română. Dar măcar purtea numele de istoria României. Da. Acum poartă cu totul și cu totul altceva. Deci trebuie să revenim la normal și, să, și la titulatura și la denumirea manualelor. Sunt foarte, foarte multe schimbări. Și la literatura română, și la istorie, și la mai multe. Dacă nu suntem atenți cu aceste amănunte și cu aceste lucruri, pentru că ce se întâmplă? I-a dat acolo. Mie, să fiu sincer, la un moment dat mi-a plăcut de ministru când a zis ne vom face tipografie proprie a ministerului. Și am zis, uite mă. Păi era rău sau era bine? Ia spuneți. Era bine, domnule. Era bine. Și atunci intra și el în competiție cu ceilalți. Și câștigau ceea ce era. Păi uitați-vă la Ungaria. Ungaria a revenit la foarte multe, sunt vecinii noștri. Da. Cu toate. Au revenit la foarte... La agricultura care se... Au avut tăria și demnitatea, parlamentul și guvernul ungar... Au naționalizat gazele... Dom'le, să revină la tot ceea ce au greșit. În proporție de peste 80% au încorectat și au îndreptat ce au greșit. Ai noștri, vezi, Doamne, că nu mai au ei... Nu, se încurcă unii pe alții și nu mai pot să mai fure cum furau. Să mă ierte Dumnezeu, dar nu mai pot vorbi frumos. Da. Dar adică, cum au reușit ungurii să naționalizeze sistemul de distribuție a gazelor și așa în contextul ăsta european, cum a picat această situație? Nu, că l-am auzit aseară în Bucurător pe domnul Niță spunând că trebuie să facem reindustrializare. Deci s-a început cu asta. O da. Spun de câțiva ani. O spun de câțiva ani, dar să vedem concret. Și credeți că pot fi din nou trecute în proprietatea statului, eu știu, gazele, rețele de gaze? Numai dacă este voință națională. Și avem un parlament. Niște companii străine, cum le dai lor înapoi banii care... Dom'le, noi dacă vorbim tot timpul nații despre Băsescu, că Băsescu a făcut adrese nu știu ce, și ca să nu vadă lumea ce facem noi sau ce nu facem și nu ne pricepem, în calitatea noastră de guvernant acolo, cu toate chestiunile astea, dăm și mutăm nația uitându-se la televizor, mutăm... de pe treburile normale și reale ale țării, problema pe Băsescu. Uitați-vă și acum, cum începură cu toate. Băsescu, păi și când nu va mai fi președinte, tot Băsescu de vină. Adică eu n-am nimic împotrivă. Nici cu asta. Dar toată ziua, bună ziua, Băsescu sus, Băsescu în jos, Băsescu. Premierul României, în primul rând. Eu când îl aud, am început să fac alergie. Că sunt eu de calm și de ponderat. Toată ziua cu un cască, cură Băsescu. Oare nu mai sunt alte subiecte? Adică premierul n-are alte priorități? Care este o grămadă, sistemul medical care, iată, n-are medici, domnule, specialiști. Eu am, am zis următorul lucru. Dacă guvernanții care sunt puși nu au minim 15 ani de producție, deci de meserie, de specialitate, n-are ce să caute acolo tot. Chiar dacă el este politic. Dar îl pui pe ăla care știe, care are și are soarta pe activității respective, ramurile respective. Dar spuneți-mi că dumneavoastră aveți o experiență sindicală în spate. Credeți că în România s-ar putea trece la o renaționalizare a principalelor obiective economice ca să se înrăurească, să se ușureze viața oamenilor? Pentru că acolo au naționalizat gazul și iată a scăzut, au făcut un preț unic. M-a obligat să mă întorc la tovarășul Tăriceanu, da? Da, vă rog. Da, în 2006. Da. În 2006, în România, s-a întâmplat cele mai mari nenorociri. S-a amintit cât câteva, ca să și le audă și le spune.
să le punctați. Și eu revin, chiar dacă mă repet, marea noastră dramă ni se trage de la acest premier Tăriceanu în 2006, când a privatizat BCR-ul. În BCR, în Banca Comercială Română, au băgat Bancorexul, Banca noastră de Comerț Exterior, care o devalizaseră, da. Furați, măi dragă, și făceți-vă capitaliști. Și ăștia au băgat la ureche și au devalizat Bancorexul. Dar numai cine a trebuit să audă, nu toată lumea. A vândut-o, bineînțeles, nu ne-am duceam noi, că da. Nu ajungeam la ușă. Da. Ce vreau să vă spun? Au băgat-o aici. Da. Au vândut-o. Articolul 12 din contractul de vânzare al BCR către Erste Bank spune clar. Din start vă dăm 1.800.000.000 de euro pentru disfuncționalitățile din Bancorex. Deci bani plătiți de români. De români. Bun. Prin privatizarea BCR-ului, la acest BCR, această Bancă Comercială Română care s-a desprins din Banca Națională, partea asta, că acolo era, comercialul era tot în Banca Națională, cum era organizată. Dar exista și pe timpul lui Neanicu Banca Comercială. Nu, exista în Banca Națională. Astea se erau, că acolo erau firme de comerț exterior, toate chestiunile astea. Și ce s-a întâmplat? Ai vândut-o. Dar eu, combinatul minier de la Târgu Jiu, dau un exemplu, combinatul minier la Târgu Jiu, aveam contul în bancă și acolo aveam toți banii. Eu trebuiau să fiu acționar cu acțiuni în bancă, pentru că aveam bani în banca asta. Da. Și aveam patrimoniu. Da. El a privatizat-o, nimeni din acționarii băncii care trebuia să fie... Care rulau toate sume importante. Toate întreprinderile noastre, nu-i numit, Tractorul Brașov, rafinării, tot ce, construcții de mașini, tot ce astea, erau cu conturile la BCR-ul. Da? Bun. Ăștia trebuia să fie acționari. Nimeni nu a fost acționar. Din acel moment, România nu a mai avut independență financiară. S-a terminat. Deci au gestionat fondul ăsta, acumulările astea, Erste Bank. Stați că vă explic că e puțin, dar de lete că văd că candidează. E omul numărul 2 în stat și candidează și la președinția statului. Și mai și vrea să facă dezordine în stat. Așa, bun. Luăm combinatul de ciment de la Bârsești, da? Da. Bun. El ce zice? Directorul de acolo zice, domnule, am nevoie de 20 de miliarde pentru salarii. Da. Zice, păi nu pot să-ți dau, că n-am banii ăștia. Am 15. Păi dați banii mei, domnule, eu îți cer banii mei, care au venit în bancă prin activitatea de comerț. Și cu toate chestiile astea, dăm banii mei pentru salarii. Și dădea 10, cu țireita 7, 8, 9 și uite așa au ajuns. De s-au împrumutat după aceea pentru salarii, să dea salarii. Deși aveau bani acolo. Deși aveau bani, s-au împrumutat pentru salarii. Comunitățile economice. Dom'le, totul a fost gândit și previzit, dar nu i-a fost nimic într-o întâmplare. Și au ajuns în situația să dea faliment. Au dat faliment și au ajuns la fier vechi. De asta nu mai avem industrie. Numai mult că avem un telefon, domnilor. Bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua, să trăiți. Să trăiți și dumneavoastră, vă ascultăm. Domnule Tezeanu, toată stima, domnule. Dar păcat că nu toți românii gândesc ca dumneavoastră, fiindcă dumneavoastră gândiți foarte corect. Domnul Tăriceanu a distrus țara, domnule. El așa 4 este. Ani n-a băgat în seamă pe Băsescu absolut deloc. A făcut și a vrut acest rumbandur. Și păcat, am văzut pe domnul Tașcău, director de liceu, domnule, cu renume, că cea mai bună perioadă a fost cu Tăriceanu. Domnule, eu sunt un bătrân trecut de 80 de ani aproape. Mulți înainte. La fel vă doresc noastră. Și mi-a plăcut să trăiesc viața asta. Tăriceanu a distrus tot, domnule, l-a suspendat în 2007, s-a dus 20 de milioane de euro. Ce a făcut, domnule? Lumea l-a votat cu 70%, acest parlament trebuia dizolvat imediat. Așa, a văzut că n-a reușit, iată afară la guvernare și a făcut ce a vrut Joana din ei cu PSD-ul. Ce a vrut? A dublat pensii în 2008, a dublat salarii și în 2009 a ieșit la guvernare PSD-ul și a lăsat pe boc în groapă, domnule, că românul nu gândește, n-are creier limpede să gândească. Așa. Vorbeam de meserii și de școală. Eu țin minte că din barieră de la Bârsești, de acest din oraș, și până la podul Jiului găsai tâmplărie, ferărie, cizmărie, croitorie, ceasornicărie, toate astea. Unde s-au dus, domnule? Unde au dispărut? Era la Gică, la Grechii, așa, să învăța meserie, la Tadici, tâmplărie, avea tâmplar de renume. Popasul făcut de Betu Boboc și câți și câți meseriași de renume. Unde sunt toate astea? De la Peștișani a plecat o turmă de oameni pregătiți profesional și după aia a ajuns oameni mari. Că se făcea cartea cu degeaba
și mai aud o tâmpenie că vrea să ia la 3 ani, domnule. Bă, taie de jos, domnule, bă, eu n-o să mor, dar am și eu să nepot, mă gândesc, ce faci, bă, cu la 3 ani, bă? Și când în 61-62 a fost 7 clase și 10 de liceu și a ieșit oameni mari, domnul Covaci, a ieșit oameni mari, a gufat la carte și s-a analfabet. Domnule, nu știu mulțirea, domnule. Eu dacă mă duc alimentare și au 5 feluri de produse, îi spun cât face pe numele de... Dar de unde știți? La școală, domnule. Că am făcut matematică cu Isaac. Să învăța carte, nu așa. Și cu armata făcută, tremuram când intra în clasă, domnule. Aveam frică și respect, bun simț. Acum se ia de mână cu profesoara, profesoara cu elevul, așa, eleva cu profesorul și uite cartea. Păi, domnule, când auzi că dintr-o 100 de elevi a luat 14 bacul, domnul Covaci, stă mintea lui, domnule. Stă mintea în loc. Eu spun, n-am decât vreo 11 clase, dacă mi-au la mulțire, orice student îl fac praf, fără pix, fără hârtie, îl fac praf, îl fac praf. La matematică îl fac praf și la istorie și la geografie și la toate astea. Fiindcă mi-a plăcut să fiu în viața asta de toate zilele, să fiu interesat de bunul mers. Și domnul Retezanu, vă cunosc de mult, am fost noastră biroată, toată stima, dar păcat, păcat că nu gândesc românii. Auzam unul ieri de la Roșia de Amarat, că ce caută neamțul în România. Păi, domnule, noi în 40 eram pe locul 6 în Europa, domnule. Că ne-a condus nemții. Ei ne-a băgat și în 1918, Unirea și toate astea. Ăsta nu-i neamț, e român de-al nostru, domnule. Dar n-avem credul spălat, degeaba dus 25 de ani. Că vă spun, îmi vine să nebunesc. Eu credeam că după 90 văd altă viață în țara asta, domnule. Păcat, păcat de oamenii care au murit. Vă mulțumesc, română. Mulțumim mult. Domnule, să răspundeți... Eu aș fi vrut să zic ceva. Vă rog. Foarte bine sublinia dumnealui procentul de 14%, 22 pe țară. Iată că nimeni, nu am văzut absolut nicio demisie. În mod normal, cei care erau acolo în fruntea treburilor, măcar o singură demisie ar fi trebuit să fie. De măcar onoare, una de onoare sau simbolică. Sau de onoare. Niciuna. Toată lumea, cum se spunea într-o poezie, este grasă, veselă, politicoasă. E o euforie din asta a dezastrului. Unde mai putem școli, domnilor, meseriași, cum spunea domnul telespectator? Să continui că mai închei cu o singură frază. A mai dat legea creditului cu buletinul și a nenorit 780.000 de familii în țara asta, pentru că și-au plătit de 7-8 ori ce au luat cu creditul cu buletinul, iar banii aia i-a băgat în gaura de la BCR, de la Bancorex, din BCR. Acolo au mers banii. Și deci iar asta la fel, a fost o strategie și asta? Și iar la fel rămâne, da, bineînțeles, totul a fost gândit. Pentru nenorocirea noastră. Să ajunge industria, cum a zis Petre Roman, un morman de fier vechi. Și a ajuns fier vechi și am dat-o, am trimis-o în zeri străine. Am și scos, am și export de patrimoniu, pentru că fierul vechi l-am exportat și la export de patrimoniu. Deci n-a întrebat nimeni, n-a zis nimic, ca niciun fel. S-a tăcut, s-a mers pe burtă, că așa e la noi. Toată lumea tace, las că uită ăștia. Trece vremea și uite că nu uităm, mai ținem minte ce s-a întâmplat și cum. Pentru că am trăit aceste momente și aceste evenimente și le-am în cap. Nu trebuie să le băvăsim. Ce facem cu domnule președinte? Vă rog. Iar, da, vedeți dumneavoastră, și el acum vine, păi de-aia e pus acolo, pentru că e șantajat și șantajabil, a devenit șantajabil. El nu mai poate. El acum face ce se zice. Că el nu zice dintr-o întâmplare ce zice cu suspendarea președintelui, cu astea pe aceea, cu plimbările, cu toate chestiunile astea. Cu un singur scop. Păi da, asta ne mai trebuie nouă acum când mai unde? Sunt mai o lună și o săptămână și să cheltuim milioane de euro. Înseamnă că nu suntem buni ca nație, domn. Dacă nu reacționăm și nu ne dăm seama, chiar să ne calce pe cap, cum spune românul, toată ziua, bună ziua, cine vrei și cine nu vrei pe pământul ăsta. Dar nu se poate așa ceva. Și să facă ce vrea dumnealui, care se trezea acum, ai venit deși făcut în 5 minute partid și toate astea. Să o creadă dumnealui. Eu am pregătit să vină în campanie electorală 6 întrebări pe dumnealui. Ce a făcut cu economia românească, cât a fost. Că în 2006, vă aduceți aminte că noi tot aici am discutat în emisiune, pentru că toate retrocedările care le-a făcut aiurea în tramvai, în Transilvania, ălea sunt în pericol, de a pune în pericol actul Unirii de la 1918. Deci, 74.000 de hectare. Numai un exemplu, 74.000 de hectare de pădure au solicitat urmașii lui Bampi și lui alți Telechi și lui alți pe acolo în masivul retezat în parcul național. Ei n-au primit atunci la momentul respectiv o despăgubire. Au primit tot. Și atunci de ce mai emit pretenții? Păi emit pretenții pentru că alea nu au fost confiscate de comuniști. Ele au fost confiscate pentru crimele de război care le-au făcut în România. Și România și-a plătit 3,87 tone de aur
și 187 de milioane de coroane, care fac 40 de miliarde de euro în banii de astăzi. 40 de miliarde, da, de euro? Și da, și le-a dat 10% pentru recoltele care n-au mai apucat la 1918 când au părăsit țara, toate chestiunile astea, cu condiția să ne retrocedeze arhivele și nu sunt retrocedate nici în ziua de astăzi și să ne plătească datoria de război. Nu ne-a plătit un leu. Și ei tot vin și pretind, tot aia, că-și fac autonomă, că-și fac nu știu ce pe aici. Noi nu avem nicio datorie la statul ungar. Da. Eu aș vrea să menționez, spre finalul discuției noastre, faptul că sper că o parte măcar din problemele pe care ni le-am pus noi aici se vor regăsi în jurnalul de campanie, să-i spun așa, al candidatului Iohannis, care a anunțat că își va axa campania pe teme de învățământ, fiind profesor. Exact, da. Sper că o parte din întrebările noastre în felul acesta le vom vedea acolo. Credeți că după ce va sfârși campania și va veni un președinte nou, se va simți pe o schimbare, domnule președinte, în viața românilor? Ce se întâmplă? Eu am încredere în această națiune. Așa, tărâș grăpiș cum este, până la urmă se lămurește. Românul e greu de lămurit și de pornit, dar în momentul când se lămurește și se pornește, nu îl mai oprește. Și încă o întrebare, pentru că ne apropiem de final. Domnule președinte, credeți că România va porni pe drumul reindustrializării? Vor, nu vor, îi obligă părinții la Bruxelles. Noi am dat în lucrurile adică de state și nu mai putem chinezii să mai... Chinezii vin cu bani ca să facă... Dom'le, foarte bine să vină, că relații comerciale are și Germania directe cu China și are foarte mari relații economice. E cea mai putere economică, Germania are cele mai mari relații economice cu China. Și nu numai. Dar să vină și să adapteze și să ia aprobările necesare de la Bruxelles, nu să facem de capul nostru ca să ne izbim, pentru că ea nu negociază. Ea au încredințarea directă și cu... Deci negocierea directă fără a participa și alții și alții și alții. Nu. Orice investiție este bună. Este bună, este binevenită, pentru că creează locuri de muncă și bunăstare pentru națiune. Da. Mulțumim mult, stimați invitați, mulțumim domnului președinte Constantin Retezeanu, mulțumim domnului profesor, universitar dr. Lazar Popescu, vă mulțumim dumneavoastră, stimați gorjeni care ne-ați urmărit, vă așteptăm la o nouă ediție, urmăriți Tele3, o după amiază frumoasă în continuare.